Da, mă, și ce faci weekendul ăsta? Bă, nu știu, în afară de a trece pe la maică ta să mă culc cu ea, nu am încă niciun plan. Da, mă, bine, zi, mă, mergem la un film, băgăm ceva la film. Nu știu ce să zic, probabil. Hai, mă, da, zici că ești nebun. Ia, uite, mă, nu mai merge ăsta. Hei, colegule! Nu știu dacă ai auzit, dar aparent Andrei întreține raporturi sexuale cu mama lui Alex. Man, tu stai chill aici, toată lumea e pe Caterinca, pe glume, ce ai? Glumim și noi. Știam. În regulă, asta e un proiect foarte important. Clientul a avut o creștere în vânzări de aproximativ 12%. O creștere am avut și eu în pantaloni când am văzut-o pe mama ta. De-aia ne dorim să luăm tot bugetul pe anul viitor. E foarte important să stabilim treaba asta. De buget am și eu nevoie, de câte ori merg la mama ta. Pentru că e prostituată. Era glumă. Trebuie să facem orice, ca spotul ăsta să ajungă viral. Foarte important lucrul ăsta. Virală e și boala pe care am luat-o de la mama ta când am fost la ea, pentru că am avut o creștere în pantaloni și de-aia și bugetul, pentru că e prostituată. Toți! Toți am fost acolo, toți băieții și fete, ne-am dus la mama ta și am făcut chestii cu ea contra remunerație monetară. Serios? Serios? Nu e amuzant. La modul foarte serios nu e nimic amuzant aici. Tu ai idee câte sacrificii a trebuit să facă maica mea ca să ajung eu aici? Câte lucruri am îndurat frații mei și cu tot cu maica mea și toată familia noastră ca eu acum să am slujba asta? Îmi pare foarte rău. N-am vrut să-ți rănesc sentimentele, doar voiam să fiu și eu Caterinca. Glumeam! Niște glumea! Sunt oricum orfan.